Așa. Deci, necazul avocat cu domnul Roy Macă a apreciat această serie și na, pe mine să ține foarte mult. Și dacă sunt ce sunt și like-ul la acest episod, aș vrea să facem Facecam. Să facem? Da. Facecam. Ok, deci nu știți câte încercare am încercat noi să filmăm. Deci eu nebun, prima oară, cum a fost? Acum 2-3 zile. Am văzut prima oară să mă duc să ieșit un fail la, nu știu, se oprise un playlist. După, n-au mai venit lumea la playlist. Acum am încercat chiar a playlist. A venit să lumea, s-a întâmplat ceva cu placa. Acum, după asta, am încercat să le facem playlist în America lui. După am încercat din să facem cilindrul și a ieșit lumea la cumva. După aia nu există. Nu există. Nu există. Nu există episod de free room fără să nu sune telefonul de privat. Da, dar nu e ăsta din el. Este de pe GTA mai cu PlayStation. Și doar iar se aude. Da, deci hai să facem. Deci, să vă spun și după aceea, când am încercat să fie o înțeamnă că este vlat. Da. Omul e de fail, omul e... O să nu dar mai este de fail. Vorba ta. Și primul cineci este de la Enic Corbea. Să luăm un jet și să tragem cu rachetele în aia. Da, dacă ai venit și tu ar fi super. Am ieșit. Nu avea, nu mai mergea motorul. Se mai întâmplă. No. Hai de jetul tău. Că trebuie să duceți la aeroportul, îi trebuie să trage rachete. Bă, eu nu mă mai duc acolo, îl fac. Atunci măcar aterizează aici. Și cât de, știi cât de lăguită a fost? Aterizarea asta a fost toată. Da, așa. Ok, deci primul challenge ăsta a fost 3 like-uri pentru ăsta, nu pentru ăsta. Deci nu știu, nu știu câte filme. Deci nu știu câți de cât de fani ai ieșit la început, dar la urmă ai ieșit cu lag. Da, deci următorul challenge este de la The Rubber Range și ne zice o să ca Vlad să ia un titan și el să atingi scrie copterul cu titan în timp ce merge. Da, și ultimul challenge din acest episod, acesta este. Ba nu este. Ba nu. Mai e unul. Care? Trebuie să și fie un macar și să scăpă de poliție. Nu, că nu mai am zis. Bă, nu m-a pus poze din asta, că nu mai tic, da? Că nici nu mai tic. Bine, la grea. M-am curat, bă, deci nu înțeleg. Deci stai puțin. Da, și în vârstul este ca vă observați, mă aud mai bine față de ce am trecut. Încă atunci am vorbit pe Skype, acum vorbesc de Steve. Bă, vino să ții mașina, bă, eu trebuie să iau elicopterul. Da, ia-l cu celălalt. Mă ieși mi-a dat pe ăsta. Eu trebuie să fug de poliție. Bă, nu mă. Hai mă, spamează, fraților. Hai mă, hai. Cum am ăsta, fraților? Hai, hai. Nu, mă oar! Mă oar! Hai, cam. Ești să nu mă oar. Ai fi zic oar. Nu duc de urmă. Așa, hai. Deci, eu nu mă fai porni motoarele. Bă, vezi, poate să-i spăresc cu titanul. Ba, da, să lasă. Ia și tu ăla din față, în fără. Ii ce-am zis? Mai trebuie. Hai să vedem. Și acum de s-a trebuit să fie la... Wow, ce ce-i... Dar chiar e destul de greu ce merge ăsta. Ia vedea, poate să facă asta. Hai, pe deasupra o roșie să iasă mai mult. Hai, bă! Gata. Aha, și m-a rezistat titanul. Ba, a rezistat, nu știu. Din
Oh no, more. Ce? Era să trezesc pe mine. Ok, al doilea challenge, gata. Următorul challenge. Deci, acum trebuie să șefuim în magazin. Hai că eu iau mașina de asta mică. Deci acesta va fi un video de 10 minute, nu? Dar, este și școala, este 10 și jumate. Da, tot încercăm să filmăm. Hai de bine. Bă, hai. Hai că știu eu magazin, la copiere, hai. Crezi că ai suficient de viteză? Da, mi se pare. Încă ar trebui pe 14-5. Ok. Uite cum am blocat și picina, fel e numărul 103. Mi va este felul 103, că mi-ai explodat jetonarea. Bă, dar ar trebui să facem un task pe el. Nu știu, ar fi mai de tine, bă. Nu știu, ai șters-o repede pe mine. Nu, bă, eu pot să le dau record de pe YouTube. Ok, dar nu știți cât de fani a ieșit episodul acela care a ieșit cu Vlad? Doamne! Deci când a dus să-și pui magazinul cu Vlad, Vlad a intrat fix în benzinăria. Adică a intrat în pompele de benzină și a spulat toată benzinăria. Păi așa fac și-o prima, stai. Vrei să iei un deja vu? Vrei să fie tras la Indigo? Vrei? Da, așa. Asta fac. Are you kidding me? Doamne, intram o dată el. Hai, nu. Nu mai trebuie. Intră în el acum! În ce? În pompele de benzină! Oh. Oh, cum ai ce logic ai ce te-am! Da, deci acesta a fost al treilea, ce vreau să mai avut și vreau să dau 4-1, nu uita să vă vedem, hai, vedem data viitoare, pa! Să ajung în magazinul, să punem banii. Ce, mă? Trebuie să-mi banii. Ce-ți prank îți fac eu acum? Hai, fraiere! Știi să conduci? Aoleu! Ia mai nu acum, de mâncare. Băi, abriți-mi lor. Oh, nu știu nici. Am găsit calculator! Aici. Wow! În cuantă stai tu? Nu, nu știu. Nu, gata, mă dau jos. Dar cum vei să ieși de aici? Fraiere. Dacă, hai. Dacă poți să ieși, stai. Hai că iau altă mașină, plec. Hai, simt aici. Uite, sunt foarte mici și poți să rămâi până aici. Oh. 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 Ai, nu muri, nu, nu. Hai, mă! Doamne, frate! Bă, tu vrei să mă omori aici, nu vrei să mă... Acum te las. Nu vrei să mă ieși pe mine cu un galgobob? Nu. Bă, n-are cum să intre poliția, nu ce intre pe net. Hai, trebuie să navigăm și noi să vedem ce vehicul se mai pe GTA. Uitați, a venit ăsta pe să... Mi-a dat... Am uitați, și copilul ăsta va să-l iau. Mă, terminăm și noi. Deja m-am pus de episodul ăsta. Bă, deci dacă e vina ăla că tu m-ai lăsat aici. Bă, ce să fac? Hai, te lasă. Bă, bă, și pe asta să nu știu. Este! Este! Kamikaze! Păi, cum a te omor? Așa. Deci nu asta vă stăpă pentru asta, uitați să vă stăpă de la dacă apuceați la această serie. Subscribe dacă sunteți noi și pe Facebook, pe Twitter sau pe Google Plus. Și ne scuzați că a fost un episod așa de scurt, dar este școală și toate prostiile din lumea asta. Deci, nu asta a fost tot. Uitați să vă și ne anunțare. Pa, pa! Bâlbuițile, pa!